Doamne, Doamne, caută din cere și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și unde săvârșește pre ea. Cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. La eveniment au luat parte localnici din Gheorghițeni, dar și credincioși veniți din alte părți ale județului. Nici în alt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, nu a lipsit de la acest eveniment atât de important pentru locuitorii de aici. Mare și sfințire mare aici și iată-ne în această bucurie sfântă. Eu ca cel ce am crescut aici și aici am început să mă rog și să cânt, aici am fost botezat, am avut emoții deosebite și iată v-am primit cu mare bucurie și nu pot să uit vreodată să trec cu vederea dragostea și blândețea care vă caracterizează, că într-o singură situație vă supărați. Vă supărați când oamenii fac răutăți și nu se iartă. În rest, pe toată lumea iertați, pe toată lumea primiți, pe toată lumea bucurați. Rog pe Bunul Dumnezeu ca Dumnezeu de sănătate și zile îndelungate în alta din Teodosie, pentru că a inițiat și a adăugat și a dat tot ce trebuie pentru ceea ce noi am sfințit. Este o jertfă foarte mare, o pildă mântuitoare pentru noi toți. Pentru, într-adevăr, această biserică, cu arhitectura ei, veche, frumoasă fără egal, această biserică, atât de frumos împodobită, rămâne ceva rar întâlnit, sau fără egal, fără egal. Prin arhitectura ei, prin pictura ei, prin jertfa dumneavoastră și prin dragostea fiului satului, care Dumnezeu a rânduit să îi se încredințeze slujirea aceasta mântuitoare a arhieriei, a slujirea arhierești, și iată că a făcut un lucru nemuritor și mântuitor. Dumnezeu să vă dea tot ceea ce doriți, bucuria mântuirii, sănătate, mulțumim pentru toate. Credincioșii au venit îmbrăcați în straie de sărbătoare duminică dimineață la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Gheorghițeni. Au participat la Sfânta Liturghie, au ascultat predicele ținute de înalt preasfințitul Pimen și înalt preasfințitul Teodosie și au trecut prin Sfântul Altar.